Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi telespectatori! Aș vrea să vorbim în această duminică despre lucruri mai serioase decât de obicei, pentru că de obicei vorbim lucruri serioase, dar de data aceasta zic eu că e un subiect mai sensibil și mai serios. Ați auzit și dumneavoastră și vedem cu toții că în ultima perioadă ne confruntăm cu fenomenul de luptă împotriva corupției. Cine ne poate explica mai bine despre acest fenomen decât un avocat, un lector doctor universitar, un expert în drept penal și în drept procesual penal al Consiliului Superior al Magistraturii? O am invitat alături de mine pe doamna Sandra Grădinaru. Bună ziua și bine ați venit! Bună ziua și bine v-am găsit! Mă bucur tare mult că am reușit să vă aduc astăzi, să vă răpesc puțin din timp, pentru că știu că sunteți foarte aglomerată și că nu prea am reușit să ne sincronizăm în ultima perioadă, dar vă repet, mă bucur foarte mult că sunteți astăzi alături de noi. Și mulțumesc și salut și pe cei care ne urmăresc. Așa, și aș vrea să povestim puțin din problemele care, știu eu, pun semne de întrebare la nivelul populației. Așa cum spuneam, auzim din ce în ce mai des și urmărim și vedem și în presă, în mass media, despre fenomenul lupta împotriva corupției. Cum toată lumea la se luptă nivel? Cu corupția. Da. Toată lumea se luptă cu corupția, dar de fapt nu se prea luptă. Unii se luptă împotriva corupției, alții. Fie că e vorba de politică, de administrație, de justiție, e o luptă permanentă. Alții se luptă să dărâme, să-i spunem așa, această luptă chiar cu corupția. Să o facă să nu mai existe. Da, așa este, un stat în care corupția e ridicat, nu e un stat în care se trăiește bine și flagelul acesta al corupției este greu de stârpit și am asistat cu toții la defilări cu cătușe prin fața DNA-ului și la București exact. Și în toate serviciile teritoriale ale DNA-ului din țară timp de atâția ani, cred că mai bine de 10 ani. Acum vedem din ce în ce mai puține dosare din sfera politicului, din administrație sau din justiție. Deci înainte DNA-ul prezenta la bilanț câteva zeci de primari, deputați, senatori, trimiși în judecată, magistrați, medici renumiți. În prezent asistăm la o, să spunem, la o micșorare semnificativă, la o temperare. Cel puțin, da. Zic eu că pentru moment nu se știe ce ne așteaptă. Da, deci din păcate așa stă treaba, sau din fericire, să spun, pentru unii, pentru că într-adevăr în acești mai bine de 10 ani au existat derapaje în, să le spunem așa, în lupta împotriva corupției. Au existat și abuzuri, deci nu numai abuzuri, cum se vorbește, da, există da. Și procurori care și-au făcut treaba așa cum trebuie și dar au existat și abuzuri, nu știu dacă neapărat din partea unor procurori extrem de pătimași, cât mai mult din partea ofițerilor de poliție judiciară cu care au colaborat în dosare și care au fost delegați să efectueze anumite acte de urmărire penală, anumite audieri de martori, de inculpați și nu le-au făcut cu respectarea tuturor drepturilor de altfel, inculpaților. Scuze. De altfel, știu că ați urmărit îndeaproape aceste dosare pentru că aveți în portofoliu niște procese importante, procese grele în care ați apărat primari, polițiști, medici renumiți, președintele Consiliului Județean, iată, magistrați, adică oameni foarte importanți și sunt absolut convinsă că ați văzut în ultimul detaliu toate aceste dosare. Deci e cumva cea mai îndreptățită persoană să ne povestească despre asta. Așa este. Sunt cazuri în care am văzut cum clienților mei li s-au încălcat drepturile, dreptul la un proces echitabil, să spunem, și principii fundamentale ale procesului penal. Din păcate, ei, de
aceste abuzuri profită acum cei care vor să încalce legea, profită înalți funcționari publici, profită oameni politici care își doresc să încalce legea și asistăm acum la un regres al luptei împotriva corupției, deși eu cred că toată lumea trebuie să susțină această luptă împotriva corupției, dar nu chiar cu orice preț, nu prin sacrificarea drepturilor noastre care ne sunt consfințite și de Constituție și de Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Deci din cauza câtorva persoane care au încălcat legea în dosare și într-adevăr există victime colaterale, într-adevăr există erori judiciare. Din aceste considerente, la acest moment asistăm la această luptă în justiție și la aceste interese contrare. Au apărut de altfel și diferite înregistrări în media și știu că sunt niște protocoale referitoare la astfel de înregistrări, protocoale cu SRI-ul, cu DNA-ul. Care sunt acestea? Da, există, au existat protocoale de cooperare încheiate între procurorii DNA și cei angajații din SRI care colaborau în dosarele penale, ele se numesc de cooperare, dar ei de fapt asta făceau, colaborau sub forma unor echipe comune de anchetă în vederea efectuării în principal a supravegherii tehnice în dosare, deci în vederea efectuării interceptărilor. Pentru că procurorul nu poate el să intercepteze toți subiecții dintr-o anchetă. Se pot contesta astfel de interceptări? Cum se face? Sigur, se pot contesta dacă ele nu au fost efectuate cu respectarea legii. Dar în primul rând că m-ați întrebat de aceste protocoale, Curtea Constituțională a decis și deja în țară există multă practică în acest sens, în sensul eliminării înregistrărilor efectuate în baza protocoalelor. Deci chiar în dosarul lui Adrian Videanu au fost excluse toate înregistrările ambientale și audio-video din acel dosar și în multe, multe cauze din țară, chiar și mă uitam la Curtea Militară de Apel, au exclus astfel de înregistrări efectuate în baza protocoalelor dintre DNA și SRI. Am și o dosare în care am invocat acest lucru și aștept să vedem cum va face și instanța de la Iași, pentru că în România jurisprudența nu este unitară. Deci, în primul rând, în acest fel le contestăm, dar dacă sunt respectate toate cerințele legii pentru o înregistrare, adică există niște condiții să poți ca procuror să ceri judecătorului să-ți dea mandat de supraveghere tehnică și anume să existe indicii temeinice, suspiciunea rezonabilă că o persoană a săvârșit o infracțiune, să fie o măsură necesară într-un stat democratic, ingerința în viața privată să fie proporțională cu scopul urmărit și nu în ultimul rând, sub principiul subsidiarității, să trebuiască să fie extrem de necesară ca dovadă într-un dosar, în nu, proces. Nu, 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 nu mă referam la aceasta. Să nu poți să obții acea informație printr-un alt mijloc de probă. La asta mă refer. Da, da, da. Pentru că dacă tu poți să obții o informație, nu știu, printr-un filaj sau printr-o adresă prin care să ți se comunice anumite informații de la o instituție publică, nu ai de ce să te duci în casa omului și să îi montezi tehnică, să-i pui microfoane în casă sau o cameră de luat vedere. Asta este cea mai mare ingerință în viața privată. E vorba de supraveghere video și pe care legiuitorul îi dă voie procurorului să ceară prelungirea ei doar 120 de zile, deci nu 6 luni ca la restul măsurilor de supraveghere tehnică, cum ar fi interceptarea telefoanelor sau
accesul la un sistem informatic sau GPS-ul, supravegherea prin GPS, unde ai voie, judecătorul poate să prelungească măsura până la 6 luni de zile. Dar că m-ați întrebat de contestat, ai dreptul să le contești ca inculpat în cadrul procesului, să cer judecătorului efectuarea unei expertize. Există deseori situații în practică în care lumea nu își recunoaște, deci avem dreptul să solicităm judecătorului să ne dea CD-urile de la dosar. Clienții mei ascultă înregistrările, ele sunt foarte multe de obicei și nu le poți audia în ședință, în sala de judecată, dar le ascultăm la cabinet sau le ascultă clientul și nu-și recunoaște expresiile. Poate fi trunchiat sau poate fi alterată înregistrarea, sigur că da, poate fi alterată și atunci doar un expert din cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice poate să spună acest lucru, dacă înregistrarea a fost alterată, dacă e trunchiată, dacă e un montaj, dacă au fost scoase din context anumite cuvinte, și am avut expertize de acest gen și concluzii de acest gen, și atunci judecătorul ar trebui să înlăture din materialul probator înregistrările. Dar acum, v-am spus, este această practică în România și este ca o consecință firească ca deciziei Curții Constituționale de eliminare din materialul probator a tuturor înregistrărilor care au fost făcute în cooperarea DNA-SRI. Da, deci ceea după 2016. Poate fi mai transparent și cred că ar economisi foarte mult timp. În primul rând e firesc, pentru că procurorul nu face el singur interceptarea. Deci procurorul apela la SRI, personalul tehnic din cadrul SRI, ceea ce nu era permis de cod. Codul spune clar, procurorul și cu polițiștii, cu organele de poliție judiciară, cu ofițerii de poliție judiciară. Dar el apela la personalul tehnic din cadrul SRI. SRI avea și are oameni foarte bine pregătiți în acest domeniu. Erau foarte foarte ample aceste interceptări, fiind vorba de un număr mare de persoane de obicei implicate într-o anchetă. Ei erau audiați și veneau în fața procurorului și ei povesteau procurorului. Uite ce a vorbit cu tare, uite ce s-a întâmplat acolo, urmează să se întâlnească, dar nu procurorul nu percepea el singur ceea ce spuneau persoanele pe care el le urmărea, ceea ce nu este corect. Da. Toate aceste lucruri erau percepute de personalul specializat din cadrul SRI, ceea ce nu este corect. Ei, neștiind ceea ce urmărește procurorul să afle din anchetă. Da, și iată așa se încurcă ițele și iată așa avocații au mai mult de muncă. Au mai mult de muncă pentru că avem de contestat toate aceste înregistrări efectuate cu sprijinul SRI. Și până să ajungi să faci contestație ca și avocat, trebuie să le asculți, să fii atent, să verifici, să verifici corespondența dintre ele și procesele verbale de redare, că mijlocul de probă este procesul verbal de redare. Înregistrarea este proba și procedeul probatoriu este interceptarea propriu-zisă. Deci, oricum, este de muncă, pentru... Spuneați ceva mai devreme că în România jurisprudența este neunitară și vă refereați probabil la sistemul anglosaxon, acolo unde este o curte cu jurat și instituția precedentului judiciar. Suntem pregătiți pentru așa ceva? Am putea fi pregătiți pentru asta? Nu. Deși, într-adevăr, contează foarte mult în Statele Unite, știți, se invocă cazul Cutărescu din 1935 ca și precedent, și judecătorul trebuie să se pronunțe în conformitate cu soluția dată de colegul lui acum 50 de ani în urmă. În România soluțiile sunt diferite și la același complet. Deci, la același complet, dacă nimerești peste 2 săptămâni într-o altă cauză, s-ar putea să-și schimbe optica. Sau în același dosar, îți dă prima instanță condamnare. Am avut la rutieră. Deci au fost condamnați cu executare, cei la poliția rutieră, și în apel
Au fost achitați. Deci mare diferență. Sau introduci o acțiune la trei complete diferite, într-o parte câștigi, la două ți se respinge. Pentru că vorbeam de protocoalele SRI, DNA, în ce dosare sunteți recente, ați invocat aceste protocoale? Vă spun despre un dosar care a fost mediatizat, în rest nu pot să vă dau astfel de informații, un dosar mediatizat în care am invocat acest lucru este dosarul medicilor de la Institutul de Boli Cardiovasculare din Iași. Da, ei au fost urmăriți, filați, interceptați în baza acelor protocoale SRI-DNA. Da. Acolo muncă și acolo, și dacă tot spuneați că de acum nu o să se mai poată, e mai puțină muncă pentru avocați. Nu chiar, pentru că un avocat bun întotdeauna trebuie să muncească mult într-un dosar și să descopere toate punctele slabe ale acelui dosar. Dacă nu poți merge pe fondul cauzei și nu ai argumente de fond, dacă vezi că probele sunt în favoarea procurorului, atunci trebuie să apelezi la aspecte de procedură. Dacă aspectele de procedură sunt, dosarul a fost corect întocmit din punct de vedere procedural, atunci trebuie să mergi pe circumstanțe atenuante, deci un avocat are o muncă continuă, un avocat chiar care se implică. Chiar și fără astfel de situații, da. Este loc de patimi în justiție? Există procurori pătimași. Deci am întâlnit tocmai de aceea, vedeți și acest război acum și pe de o parte se susține că s-a încetinit lupta împotriva corupției și există anumite opreliști, dar aceste opreliști cred că sunt tocmai datorită faptului că în România, știți, de obicei se exagerează. Se fac lucrurile într-așa o măsură încât câteodată se exagerează. Sunt trimiși oameni în judecată din cauza unor erori judiciare? Da. Sunt astfel de cazuri? Da, există cazuri. A existat cazul extrem de cunoscut al lui Țundrea, dar nu este singurul caz în care există erori judiciare. Deci există, sigur că există, din păcate, pentru că nu sunt respectate drepturile exact procesuale. Exact ce spuneați mai devreme, pentru a întocmi un dosar trebuie respectate toate etapele. Toate principiile și toate acestea sunt subsumate dreptului la un proces echitabil. Care este în prezent? Pentru că tot am vorbit așa despre dosarele pe care le-ați avut și știm că au fost dosare celebre și la vremea respectivă. Vă întreb acum, recent, care este cel mai recent dosar mediatizat la care lucrați? Cel cu medicii de la cardio și apropo de patimi și de erori judiciare, un dosar mediatizat despre care aș putea să vorbesc este cel al fostei șefe de la Protecția Consumatorului, n-am să-i dau numele în emisiune, dar eu l-am preluat de scurt timp. Până la acest moment nu am asigurat eu apărarea în cauză și această clientă a venit la mine la cabinet și mi-a spus să știți că eu sunt nevinovată. La care am întrebat-o în mod firesc, doamnă, cum vă explicați toate aceste situații, acuzații, da, din rechizitoriu și toate aceste chestiuni. Și insistând clienta mea pe ideea că e nevinovată, e un dosar care se află acum pe rolul instanței și n-aș vrea să vorbesc foarte mult, dar am să mă refer doar la un singur aspect. Mi-a zis să știți că sunt nevinovată, mi-a dat mai multe informații și fiind atât de vehement în susținerile ei, am întrebat-o dacă într-adevăr vă considerați nevinovată și într-adevăr nu ați făcut ceea ce vi se impută de către procuror, ați fi dispusă să faceți testul poligraf? Știm cu toții că nu este probă, da, într-un dosar, da, dar reprezintă un indiciu suficient de important.
clienta mea nu știa nici că e probă, nici că e indiciu, dar îmi zice ce înseamnă. Zic, doamne, detectorul de minciuni, în termen popular. Da, da. Și a spus că da, da, îmi doresc să-l fac. Am apelat la Tudorel Butoi, eu am mai avut o colaborare cu experți renumiți din România, ca Aurora Liceanu, Tudorel Butoi, profesorul Dafinoiu de la Iași, pe dosarul prefectului Iașiului, unde el era acuzat că ar fi cerut cele 3 hectare arătând 3 degete. Și nu rezulta de nicăieri din altă parte. Și atunci am apelat la specialiști în non-verbal, în mimică, în expresie facială, în gestică, pentru că este acel reputat specialist Albert Mahrabian, care spune doar 7% dintr-un mesaj pe care noi îl transmitem este reprezentat de sensul literal al cuvintelor folosite. 38% e tonalitatea și 55% este non-verbalul. Mimica, gestica folosită de noi. Mi-a venit în minte prima dată Tudorel Butoi și l-am sunat pe domnul profesor Butoi. Îmi spune, Sandra, dragă, te trimit la colaboratorii mei cu care a lucrat dumnealui, cred că în cadrul poliției GPR-ului. M-a trimis la niște medici foarte buni psihiatri din București și au testat-o pe această femeie timp de o zi întreagă, 3 teste poligraf repetate și, surpriză, a dat că spune adevărul și că e într-adevăr nevinovată. Cât de mult contează, cât de mult poate influența decizia un astfel de test? E adevărat, nu e probă și atunci dacă sunt probe de vinovăție împotrivă, din punctul meu de vedere nu ajută prea mult, dar în acest dosar nici nu sunt probe de vinovăție prea multe, din potrivă. Există martori care s-au întors, așa zis, denunțători, care s-au întors și în fața instanței au spus că au fost constrânși să dea declarațiile astea. Nu eram eu avocat atunci în cauză, dar am găsit declarațiile astea la dosar. Deci, vedeți, datorită unor astfel de cazuri am ajuns astăzi în situația în care ne aflăm, deși eu, ca și avocat al acestor oameni pe care i-ați enumerat pe unii dintre ei, am apărat și multe VIP-uri, să le spunem așa, din București, eu susțin lupta împotriva corupției. Eu cred că e bine ca într-un stat să existe o corupție cât mai mică, să trăim bine, să putem să mergem la spital fără să ne fie frică că trebuie să dăm șpagă doctorului sau să dăm șpagă la asistentă, la portar. Așa este, da. Deci, sau în administrația publică, să stai la un ghișeu și să nu se uite funcționarul la tine până ce nu-i dai ceva, să aștepte toată lumea, de la primar la... Și totuși, ultimul funcționar din primărie să aștepte șpagă. Deci eu cred că trebuie luptat împotriva corupției, dar totuși trebuie respectate și cei care fac acest lucru, procurorul să aibă grijă ce face polițistul pe care îl trimite să îi dă ordonanță de delegare, să audieze niște martori, să-i audieze cu respectarea tuturor drepturilor, nu să mai consemneze cum vrea el acolo în declarație sau să-i audieze în lipsa apărătorului. Și totuși vă întreb dacă, iată, datorită acestor mediatizări ale proceselor, datorită acestor situații de luptă împotriva corupției, aveți senzația că în ultima perioadă, în ultimii ani, a mai scăzut corupția? Față de anii precedenți vorbesc. Dacă în ultimii 3-4 ani sunt mai puține cazuri de corupție? Sunt mai puține cazuri din cauza ceea ce am discutat. Asta vroiam să întreb, adică dacă lupta aceasta împotriva corupției nu a fost inutilă? Nu a fost inutilă, evident că nu a fost inutilă. Deci eu nu cred că a fost inutilă sub nicio formă. Deci a ajutat foarte mult, doar că ea nu trebuia stopată. Ea trebuia să continue, dar să continue fără aceste abuzuri care au existat și de care acum profită cei care au de cealaltă parte a baricadei. Cei care sunt de cealaltă parte a baricadei și cei care sunt adevărații corupți. Adevărații corupți profită tocmai de aceste slăbiciuni care au existat în anchete și în această intervenție puternică împotriva corupției. De aceste verigi slabe în tot lanțul. Au fost sacrificate drepturile oamenilor și au existat victime colaterale și au existat erori judiciare și... Adevărații corupți acum profită de aceste lucruri. Avem atât de multe de aflat de la dumneavoastră, dar imediat luăm o scurtă pauză și revenim.